5 persoane au ajuns la spital în urma unui accident petrecut pe DN1 la intrare în Scoreiu. Șoferul unui tractor nu a respectat indicatorul stop și a pătruns în intersecție. Un microbuz a intrat în remorca tractorului. Accidentul s-a produs în zorii zilei. Conducătorul tractorului a intrat pe șoseaua națională fără să se asigure. Între timp a venit un microbuz din spate care, nu știu dacă nu m-a observat din timp, n-am avut timp să fac stânga și m-a lovit în spate. Deci nu era să merg pe distanță de kilometri, era vorba numai de vreo 60 de metri care trebuia să-i fac pe DN1. Se pare că vinovat de producerea acestui accident este conducătorul autotractorului, care nu a respectat indicatorul oprire, ieșind de pe un drum lateral în drumul național și a intrat în autoturismul Mercedes care circula regulamentar. Șoferul mașinii care transporta 5 oameni spune că nu a putut evita impactul pentru că tractorul nu era semnalizat și nu avea luminile în funcțiune. A ieșit fără să se asigure, fără lumini, nesemnalizat, n-am mai avut cum să-l evit. Șoferul și ceilalți 4 pasageri din microbuz au ajuns la spital. Au ajuns 5 pacienți la noi. Din fericire, leziunile sunt relativ ușoare, contuzii, un singur pacient cu fractură la un arc costal. Pacienții au primit tratament simptomatic la noi și urmare mai departe să facă tratament prin medicii lor de familie. La intrarea în localitatea Scoreiu s-a circulat alternativ pe un singur sens mai bine de o oră.